Vorbim de talonatele ortopedice personalizate. Aș vrea să ne legăm de cât de mult ajută și previn afecțiunile picioarelor, cât de mult elimină durerile de călcâie și așa mai departe. Dar în prima fază aș vrea să-mi explici puțin ce sunt aceste talonete personalizate, ortopedice personalizate pentru adulți. Practic sunt niște branțuri, niște talonete care se bagă în papuc, se pun în papuc. Se elimină branțul original unde se poate, unde nu se pune deasupra pentru că nu afectează eficacitatea lor și practic ele se înlocuiesc pentru a ajuta la biomecanica piciorului, pentru a ajuta și la a scăpa de durerile de picior, de călcâi, de talpă, chiar de fascie și diferite probleme ce apar la nivelul piciorului, diferite afecțiuni. Așadar, cei care sesizează că ar avea o afecțiune vin, apelează la specialiști. Care este procesul de diagnosticare? Ce analizați mai întâi? La ce sunteți atenți? Practic, prima dată se face o programare la scanare. O să facem o scanare atât în statică cât și în dinamică, să vedem un pic amprenta piciorului, să vedem dacă pronează, supinează, unde pune presiune mai mare, pe călcâi, pe antepicior, pe dreptul, poate încărca mai mult pe stângul, să vedem un pic niște detalii de călcătură și în funcție de scanare, ce iasă la scanare, la evaluare și călcătura pe care o are pacientul, se fac talonetele pe niște pernuțe de nisip argilos în corecție. Adică să corectăm problemele pentru care pacientul a venit la noi. De câte tipuri sunt aceste talonete personalizate? Sunt de foarte multe tipuri, sunt în special și pentru sport, și casual, pentru mers, și de zi cu zi, să zic așa, chiar foarte multe talonete. Și în funcție de activitatea pe care o dezvoltă pacientul, dacă face sport, facem pentru sport, dacă stă mult în picioare, facem ca să le ajute să nu aibă probleme la nivelul spatelui, că știm, dacă stă mult în picioare, multă lume se plânge de dureri la nivelul lombarului și astea pot să apară din cauza biomecanicii sau a presiunii aplicate greșit în zona picioarelor. Am înțeles că sunt de mai multe tipuri, dar ca și materiale, din ce materiale se realizează acestea? La noi sunt și din materiale moi, semidure, depinde de tot așa de activitatea pe care o dezvoltă, dar majoritatea sunt făcute dintr-o rășină de fibră de carbon care este termoformabilă. Adică la căldură ele se pot modifica. Am văzut că aveți un aparat special, le faceți pe loc? Da, talonetele la noi sunt făcute pe loc. La adulți și chiar și la copii până în mărimea 33. De la mărimea 32 în jos o să le facem tot așa custom, dar durează cam 2-3 zile până vor fi gata. Așadar, le puteți de la prima consultație să puneți un diagnostic și puteți să le și dați pacientului? Da, dacă pacientul înțelege importanța talonetelor și este pregătit să facem talonetele de la prima consultație, când vine facem consultația, iar după aceea putem să ne apucăm de treabă să facem talonetele, iar la finalul orei, să zic așa, alocate pacientului, el pleacă cu talonetele în picioare. Ce fel de aparatură aveți la clinică și ce fel de aparatură puneți la dispoziția clienților pentru a investiga în totalitate afecțiunea aceasta? Avem posturoscanul pe care facem scanarea să vedem pacientul cum calcă, după care avem aparatul cu pernuțele de nisip argilos unde facem talonetele. Aici vreau să te întreb doar câte minute sau dacă e chestiune de interval de cât timp până le terminați. Ai zis că le faceți în... Cam 30 de minute, 40 de minute durează până deci le facem, mult, nu da. Durează foarte mult. Doar că până le facem și sunt calde, pacientul va trebui să stea într-o poziție fixă, nemișcat, în poziție de drept, timp de 7 minute. Până atunci talonetele se vor întări și rămân în forma, în forma piciorului. Iar despre aparatură, cum mi-ai întrebat, avem nevoie să facem și niște exerciții de reeducare a mersului, întărirea musculaturii și așa mai departe pentru picior, ca să vină în ajutorul talonetelor. Și pentru reeducarea musculară, la fel, avem un aparat pe care îl folosim
mai des, se numește Alter G. El elimină practic gravitația. Dacă avem și operație la nivelul genunchiului, la șold și așa mai departe, la gleznă, o lovitură sau ceva, elimină gravitația ca să nu mai pună aceeași presiune și pacientul conștientizează mersul corect cu colegii mei de pe kineto, îi ajută. Aparatul are și o cameră în care în timp real tu vezi pasul și cum rulezi piciorul și vei fi îndrumat de către colegii mei să rulezi piciorul cât mai corect și îți explică fiecare punct de contact, cum vine rulat piciorul pe sol. Aș vrea să te întreb din perspectiva ta de specialist, și specialist, pentru că tu deja ai ochiul format, din ce vezi tu pe stradă? Câți din cei care îi vezi au mersul corect? Așa, în medie, câți din noi? Eu am impresia că cei mai mulți nu umblăm corect și nu avem o postură corectă, motiv pentru care ar trebui să ținem cont, să apelăm la specialiști, dar... Sunt convinsă și cererea voastră mare la clinică. Mă gândesc că aveți o cerere mare pentru, și pentru talonete și pentru corecturile acestea. Da, din păcate foarte puțină lume merge corect și datorită încălțărilor, pentru că în mod special evităm să recomandăm încălțările cu toc pentru femei, pentru că pot să apară și monturile datorită încălțărilor cu toc, sunt acele depuneri de calus care se formează la baza distală a metatarsului 1 și știți cum au bunicii poate degetul împins peste celelalte. Asta e datorită și biomecanicii proaste pentru o pronație și se pune o presiune foarte mare la nivelul metatarsului 1, bazei distale, și datorită presiunii tocului cum stăm pe degete. Iar la fel încălțările cu talpă plată și alea sunt un pic contraindicate, mai ales am văzut multă lume în City Break când merg cu Converse, Vans și așa, încălțări practic cu talpă plată și asta duc la dureri tot așa de spate, de genunchi, făcând kilometri mulți în acea zi. În schimb, putem, de exemplu, la modelul acela de pantof să apelăm la talonete și atunci să păstrăm acel, exact, acea tipologie, poate că ne place nouă foarte mult sau ne simțim într-un fel, dar să apelăm la ajutor. Exact, asta ar fi un lucru foarte bun, un lucru recomandat. Dacă vrem să purtăm încălțarea respectivă și ne place foarte mult, putem să punem niște talonete în interior care automat deja susține piciorul și dă o eficacitate mult mai mare pantofului, să zic așa. Scăpăm de dureri de spate, de afecțiuni ale coloanei, de călcatul acesta și cu venitul la să apelăm la aceste talonete și la 30, 40, 50, 60, 70 de ani, nu știu, până la ce vârstă putem să influențăm? Practic, mersul putem corecta până la orice vârstă, pentru că biomecanica piciorului e un automatism, noi nu ne gândim cum călcăm, am învățat să călcăm greșit, așa să călcăm toate viața, dar noi cu talonetele practic încercăm să reeducăm mersul, să facem mersul corect ca să putem să scăpăm, cum ai zis, de dureri, mai ales la nivelul genunchiului, a șoldului, a spatelui și tot așa pentru o eficacitate cât mai mare este recomandată și un parte de kineto, un pic să întărim musculatura, că musculatura e elementul activ care susțin practic oasele și așa mai departe. Putem să scăpăm de dureri. Există foarte multe site-uri de pe care putem comercializa talonete. Ce ne recomanzi în acest sens? Cât este de important să apelăm totuși la specialiști și la situația noastră în cauză? Da, putem găsi o grămadă de talonete. Noi poate crezând că mărimea e ce contează, că găsim talonete pe internet 40-41 cât purtăm și atunci gata, sunt personalizate. Dar eu sunt de opinie că trebuie să vii la specialist, să vadă un pic ce probleme avem, ce întâlnim și de ce talonete are nevoie. Și ca să fie 100% personalizate, ele ar trebui să fie gata cam pe loc, pentru că le facem exact pe pernuțele de nisipul argilos ca să luăm mulajul piciorului în corecție, după care se pun talonetele pe mulajul piciorului și le dăm pe loc. Și atunci sunt sigur că dacă le luăm după mulaj, sunt 100% personalizate. Iar ca și concluzie, la ce să fim atenți la propria persoană și ce să sesizăm și să fie un semnal de alarmă pentru noi când vine vorba de a apela la aceste talonete ortopedice?
practic, poate să înceapă totul de la un disconfort, la nivelul piciorului, la nivelul genunchiului. Deja dacă disconfortul, să zic, este tot mai puternic, da, și durează tot mai mult, o săptămână, două, durerea n-a dispărut, se agravează și așa, deja sunt semne că ceva nu este în regulă, sau la un efort intens, când mergem la o alergare sau ceva și tot așa simțim dureri, atunci e clar că ceva la nivelul biomecanicii piciorului nu este în regulă.